Smiley a fost casier la supermarket pentru câteva ore, în prag de sărbători. Antrenorul de la Vocea României și alte vedete din showbiz și-au unit forțele pentru a veni în ajutorul persoanelor nevoiașe din România, în cadrul unui proiect susținut de un lanț de supermarketuri. M-am transformat în Smiley casierul și vă spun sincer, e mai greu decât pare. Mai am nevoie de training ca să mă mișc mai repede, dar mă bucur că ați venit în număr mare pentru a ajuta cauza noastră. Salvați copiii! Pentru cine nu a putut să ajungă, să știți că de săptămâna viitoare va fi o cutie a fericirii în fiecare magazin Kaufland România, unde puteți dona orice nu este perisabil, a menționat cântărețul. Smiley a ales să facă acest gest lăudabil pentru a susține proiectele caritabile ale organizației Salvați Copiii. Alături de el au mai fost Cătălin Botezatu, Eli Neicuț, Codin Maticiuc, Spic și Ștefania și Chef Sam în vara acestui an. Artistul s-a tuns și și-a donat părul pentru pacienții diagnosticați cu cancer, care au nevoie de peruci. El i-a îndemnat pe toți admiratorii săi să-i urmeze exemplul.